calculatoarele trebuie curățate de praf în fiecare anotimp, iar odată la 3 ani e recomandat să-i faci o împrospătare completă. Astfel, păstrezi performanța originală și sănătatea sistemului. Praful deteriorează răcirea componentelor și, în cazuri extreme, murdăria poate provoca scurtcircuitarea pieselor. Salvează deci acest episod, fiindcă vei mai avea nevoie de el, împreună cu asamblarea pieselor și schimbarea pastei termoconductoare. Să începem cu dezasamblarea. După ce te speli pe mâini și pe dinți, deconectezi cu grijă toate cablurile din unitate și desfaci capacele laterale. Sunt prinse cu câte două șuruburi în spate. În interior găsim ventilatoare, sursa de curent, hard discuri și placa de bază, pe care este atașat procesorul în spatele acestui cooler, memoria RAM, placa video și eventualele SSD-uri M2. Configurația și aranjarea componentelor sistemului diferă, desigur, de la calculator la calculator. Odată pe lună îți recomand să te oprești la acest pas și să sufli cu mare putere praful din ventilatoare, din radiatorul procesorului și de pe componente. Folosește aspiratorul dacă s-a adunat pânză de paiangen. Poți șterge praful cu soluții obișnuite pe suprafețe non-electrice. Părțile electrice ar trebui să le cureți prin tamponare, cu șervețel sau cârpă ușor umedă, ori cu pensula. Acum că ai mutat praful din calculator înapoi în cameră, repune capacul lateral și spor la joacă! Odată la 1-4 ani treci la pasul 2, în care dezasamblezi calculatorul. Fiecare hard disk și SSD SATA este conectat la sursa de curent și la placa de bază. Deconectează-le trăgându-le doar de plasticul tare pentru a nu rupe cablul. Dacă are blocaj, ai grijă să deblochezi cablul de date atunci când îl tragi. După aceea, deconectezi celălalt cablu din placa de bază, iar dacă sursa e modulară, poți deconecta și alimentarea SATA. Acum putem extrage discurile din lăcașurile lor și să le punem cu grijă la loc sigur, deoarece HDD-urile sunt fragile la șocuri. Desigur, le scoatem și din lăcaș pentru a le putea curăța. Dacă ai cititor de CD-uri, le deconectezi la fel. Acum voi dezasambla placa video, care e atașată pe placa de bază și decărcasă cu un șurub. Plăcile performante au și alimentare directă din sursă, pe care o deconectăm deblocând mai întâi cablul. Folosind o șurubelniță, deșurubăm acest șurub și ținem de placă ca să nu se rupă placa de bază. Mufa de la placa de bază are un blocaj, pe care trebuie să-l apeși ferm. Acum poți elibera GPU-ul. A ieșit ușor. Dacă ai SSD-uri M2, ele vor fi atașate pe placa de bază. Eu am și un radiator peste ele pentru disiparea căldurii. Deșurubezi, ridici SSD-ul la 45 de grade și îl tragi. Cel mic e lipit printr-un pad termic de radiator și nu-l voi dezlipi. Acum demontăm plăcuțele de memorie de acces aleator. Dacă ai mai mult de una, iar plăcuțele nu sunt perfect identice, ține minte poziția fiecăreia. Trebuie să apăsăm ferm pe cele două clapete. Acum le tragi ușor în sus și le pui deoparte. Înainte de a demonta placa de bază, trebuie să deconectăm cablul ei de alimentare, care e cel mai lat dintre toate cablurile. Alimentarea procesorului este mai ușor de scos. Mai deconectăm ventilatoarele, beculețele și butoanele de la carcasă și orice alte cabluri mai sunt. Dacă nu ai manualul de instrucțiuni, te rog să fotografiezi poziția exactă a cablurilor înainte de a le demonta, mai ales acești pini de la carcasă. Eu am demontat deja ventilatoarele și filtrele de praf de pe carcasă, fiindcă sunt pline de praf. Pentru ventilatoare ai nevoie de o șurubelniță. Ține minte orientarea ventilatoarelor, fiindcă e important sensul în care suflă aerul. Filtrele le poți spăla și cu apă. Sursa este prinsă bine cu șuruburi de carcasă. Deșurubiază-le și scoate cu atenție cea mai grea componentă din sistem. Acum culcă carcasa ca să nu cadă placa de bază atunci când o deșurubezi. Caută pe laterale și în centru toate șuruburile care se prind de carcasă și desfă-le. În cazul meu sunt 9. Ridică apoi placa cu atenție la marginea din stânga unde conectorii ies în spatele carcasei. Placa de bază este sensibilă, deci pune-o pe birou sau pe o cutie curată. Următorul pas este dezasamblarea coolerului, care e format din radiator și ventilator. Radiatorul e bucata aceasta de metal care preia căldura procesorului și o disipă pe o suprafață mare. Ventilatorul, când se învârte, răcește radiatorul și astfel se răcește și procesorul.
procesorul este sub radiator, conectat la placa de bază. Pentru a transfera căldura procesorului către cooler, între procesor și radiator se aplică pastă termoconductoare. De obicei, pasta trebuie schimbată odată la 2-4 ani pentru că se usucă, își pierde din proprietăți, iar transferul termic nu se mai face la fel de bine. Mare atenție! Este recomandat să schimbi pasta termoconductoare și dacă dezlipești radiatorul de pe procesor, pentru că e posibil să rămână bule de aer la reaplicare și să nu mai facă contact perfect. Radiatorul e strâns puternic de placa de bază fie prin 4 șuruburi, pe care ar trebui să le slăbești treptat pe diagonală, fie prin 2 cleme pe care se aplică multă forță, așa cum e în cazul coolerului meu. Vezi de ce trebuie curățat de praf? Astfel, mie îmi trebuie puțină dexteritate pentru desprinderea clemelor de reținere de pe rama de prindere de pe placa de bază. Consultă manualul de instrucțiuni al coolerului înainte de a începe. Acum, ridică vertical răcitorul de pe procesor. Iată cum arată o pastă termoconductoare Arctic Silver 5, veche de 4 ani. E uscată, deci nu mai transmite căldura bine. Știu că procesorul meu se încălzea mai tare în ultima vreme, pentru că ventilatorul se tura mai rapid și mai des. Curăță neapărat procesorul înainte de a-l demonta de pe placa de bază, ca nu cumva să cadă ceva în soclu. Îți spun cum cureți după ce îți arăt cum detașezi procesorul. Tragi ușor această clapetă în lateral pentru a o elibera, o ridici pentru a debloca procesorul, apoi îl ridici cu mare atenție la pinii. Pinii pot fi fie pe procesor, fie pe placa de bază și trebuie să ai grijă ca nici măcar un fir de praf să nu se depună acolo. Felicitări! Ai finalizat procesul de dezasamblare. Acum urmează curățarea componentelor. Începem cu procesorul. Pentru a curăța pasta termoconductoare, ai nevoie de o batistă de microfibră foarte fină și de o substanță de curățare pură. Nu folosi produse de curățare obișnuite, deoarece acestea lasă urme pe procesor. Ideal este să cureți pasta uscată cu alcool izopropilic, puritate 99%, sau cel mult spirit sau apă. Dacă nu ai microfibră, folosește șervețele foarte moi. Înlătură toată pasta vizibilă. Apoi mai freacă procesorul cu un șervețel curat până când nu se mai ia gri pe el. Curăță la fel și radiatorul. Trebuie să-l curățăm foarte bine de praf. Folosește un spray cu aer comprimat sau un compresor de aer pentru a îndepărta mizeria din ventilator și mai ales din radiator. Nu lăsa ventilatorul să se învârtă când îl sufli. Dacă nu ai ustensile de suflat aerul, curăță-l cu un șervețel. Fiind o bucată de metal, radiatorul poate fi spălat și cu apă. Reasamblarea coolerului pe procesor este delicată și ți-o prezint în episodul următor. Ai linkul în descriere și în dreapta sus. Continuăm cu placa de bază. Suflă de praf peste tot pe unde ar fi putut intra micile particule. Poți îndepărta praful și cu o pensulă. Dacă mai rămâne mizerie, umezește un șervețel în spirit și curăță placa de bază complet. E important să lași spiritul să se evapore. Dacă ai un mini aspirator pentru electronice, folosește-l și scoate tot praful de pe placă și din mufe. Cu multe șervețele, răbdare și atenție, vei anihila aproape toată armata gri de pe frumoasa ta componentă plină de porturi. Procedează la fel și cu plăcuțele RAM, cu SSD-urile și cu HDD-urile. Fii fără milă, nu rata nicio latură, niciun colț. Praful e peste tot și învelind componenta, îi minimizează răcirea. Lăcașurile discurilor le poți curăța cu orice soluție, fiindcă sunt plasticuri. Eu le-am spălat. Procesorul grafic este asemenea procesorului principal. Are una 3 ventilatoare și un radiator cu pastă termoconductoare aplicată. Dacă desfaci placa video, îi pierzi garanția. Deci în acest episod o vom curăța doar la exterior. Suflă tot praful din radiator și curăță ventilatoarele cu orice soluții ai la îndemână. Șterge partea electronică doar cu puțin spirit. Sursa este alt magnet de praf care, din păcate, asemeni plăcii video, trebuie desfăcută pentru o curățare completă. Eu voi recurge doar la suflarea prafului din interiorul ei. Ventilatoarele carcasei se curăță tot prin suflare sau prin ștergere. Dacă spreiezi pe ele, ai grijă ca lichidul să nu ajungă la circuitul electric.
cărcasa se curăță la fel și cu răbdare, deoarece suprafața acesteia este mai mare. Nu uita să cureți fiecare cablu. Te felicit a doua oară, de data aceasta. Dublă 2 fără baloane. Te felicit a doua oară, de data aceasta pentru că ai finalizat curățarea sistemului și pentru că ai urmărit episodul până la capăt. Dă-te rog like videoclipului dacă te-a ajutat și eventual lasă în comentarii o întrebare. Ca să asamblezi la loc aceste componente, te îndrum la partea a doua a acestui tutorial. Deci, clic aici.